sănătății. Ascultați Radio Jurnalul. Românii sunt asigurați în sistemul public de sănătate în proporție de peste 90%. Potrivit unui studiu realizat de compania GFK pe tema serviciilor medicale publice și private din țara noastră, numai 2% dintre cei chestionați au un abonament la o clinică privată plătit integral sau parțial de compania pentru care lucrează, iar alte 2% dețin o asigurare privată de sănătate. Din studiu reiese de asemenea că aproape 4% dintre români nu au niciun fel de asigurare. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de persoane din toată țara cu vârsta de peste 15 ani, iar metoda folosită a fost cea a interviului față în față, ne-a informat redactorul nostru Iulian Nolescu. 1000 de persoane din grupurile vulnerabile sau cu un nivel redus de studii vor participa la cursuri de calificare profesională în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Beneficiarii se vor specializa în meserii ca frizer, lucrător în cultura plantelor sau agent de securitate, iar persoanele cu dizabilități în cea de florar decorator. Programul își propune de asemenea să desfășoare activități de petrecerea timpului liber cu copiii ale căror mame participă la programul de integrare socioprofesională. Cu alte detalii, managerul de proiect, Lucica Munteanu. Sunt 240 de specialiști din administrația publică, din ONG-uri, din agențiile private sau publice, care vor face cursuri de pedagogie socială, de mediere socială, cursuri de vocațională pentru persoanele cu dizabilități, pentru a se specializa și pentru a-i ajuta, consideră, pentru orientare profesională, pentru găsirea unor de muncă, dar în mod special pentru menținerea locului de muncă. Acum semnat Alice Georgescu. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis reducerea dobânzii de politică monetară începând cu mâine cu 0,25%. Dobânda de politică monetară a ajuns astfel la un nou minim istoric de 2,25% pe an, se precizează în comunicatul BNR. Banca Centrală a scăzut cu jumătate de procent rata dobânzii pentru facilitatea de creditare, adică dobânda la care politicile se pot împrumuta de BNR pe termen foarte scurt pentru a acoperi o lipsă temporară de bani. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a aprobat astăzi și raportul trimestrial asupra inflației, document care va fi prezentat publicului în 9 februarie. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic în Taiwan după ce un avion de pasageri al unei companii taiwaneze a prăbușit într-un râu. Din cei 58 de pasageri, 18 au fost salvați, iar alții au rămas blocați înăuntru, transmit televiziunile locale. Aeronava tocmai decolase de pe aeroportul din capitala Taipei pentru curse interne. Înregistrări video arată cum avionul de rapid altitudine deasupra blocurilor dintr-o zonă locuită se înclină pe o parte și lovește cu aripa un pod, după care se prăbușește în râu. Alte înregistrări arată avionul acoperit aproape complet de apă. Iordania a primit un răspuns pe măsură la uciderea pilotului său de către gruparea jihadistă Statul Islamic și a executat deja doi teroriști în această dimineață. Jihadiștii au publicat o înregistrare în care pilotul este ars de viu, ceea ce a tras un val de proteste. Cătălin Gomboș relatează. În această dimineață, doi irakieni condamnați, anterior, ambii membri ai Al-Qaeda din Irak, grupare din care provine Statul Islamic. Este vorba de lider al organizației care a plănuit atacul terorist în Iordania și de Saida al-Rishawi, participant la atentatele care au avut loc la Amman în 2005. Reuters, al-Rishawi face parte dintr-o familie care a colaborat cu fostul lider al Al-Qaeda, Abu Musa, cândva cel mai căutat terorist după Islamic. Acesta pare a fi motivul pentru care Statul Islamic a să obțină eliberarea Saidei al-Rishawi, care a japonez prin Jibota, decapitat să autoritățile de la Amman au încercat să facă al-Rishawi și pilotul Omar al-Qasaiba. Acesta făcea parte dintr-unul dintre principalele trupe de Islamic, pe care, potrivit Reuters, își bazează puterea regională. Se pare astfel că Omar al-Qasaiba fusese de